În cea de-a doua lecție de fizică cuantică vom discuta despre ipoteza Planck, despre foton și despre formula Einstein. <coughs> În lecția trecută am prezentat efectul fotoelectric extern, și am discutat spre sfârșitul lecției despre faptul că modelul ondulatoriu al luminii nu reușește să explice niciuna din legile stabilită experimental pentru acest experiment. Vom discuta în această lecție despre soluția în soluția care explică acel experiment și anume fizica cuantică sau interpretarea cuantică a luminii și a radiației electromagnetice în general. Aceasta pleacă de la așa numita ipoteză Planck a cuantelor de energie. Planck, tot în jurul anului 1900, a speculat pe baza unor anumite rezultate experimentale că oscilatorii electromagnetici microscopici, adică atomii și electronii din materialele ce ne înconjoară, emit și absorb energie în cantități discrete, care se numesc cuante de energie, ce sunt multiplii întregi ai unei cantități elementare de energie, pe care am notat-o cu epsilon și este egală cu o constantă, numită constanta Planck, constanta universală Planck H, care are această valoare, mulțită cu frecvența, sau exprimată în funcție de lungimea de undă, H, constanta Planck, mulțită cu viteza luminii în vid împărțită la lungimea de undă. Ce înseamnă această ipoteză? înseamnă că atomii și electronii, deci particulele microscopice din mat materia care ne înconjoară, se comportă într-un mod foarte straniu pentru fenomenele fizice cunoscute la vremea respectivă și anume energia lor E nu ia valori continui, ci ia valori discrete sau cuantificate, sunt multipli, deci sunt, energia este egală cu număr N înmulțită cu acest epsilon. Deci energia unui electron în un atom sau în general energia la acest nivel, particulor și sistemelor fizice la acest nivel microscopic, ia valori epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon și așa mai departe și niciodată valorile între epsilon și 2 epsilon. Aceasta era o idee foarte îndrăsneață la vremea respectivă, pentru că nu se auzise în fizică de așa ceva. Toate procesele cunoscute din mecanică, din electromagnetism la vremea respectivă, aveau o distribuție continuă a energiei. Și, deci, această ipoteză a lui Planck și ecuația asociată ei pentru quanta de energie a rămas, ca să spunem așa, în dormitare pentru câțiva ani, până când ea a fost aplicată pentru explicarea cu succes a experimentelor de tip efect fotoelectric sau efect Compton. Haideți să continuăm și să vedem cum. În primul rând, după cum am spus, nu în acea ecuație este frecvența oscilatorului microscopic, atomului sau electronului, care emite radiație electromagnetică. Prin oscilația sa, și să spunem că Planck, la momentul emiterii acestei idei, acestei ipoteze, nu atribuia o existență reală acestor cuante și niciun mecanism de formare a lor. Deci, pur și simplu, ce spunea Planck este că atunci când un atom sau un electron oscilează și, în concluzie, emite o undă electromagnetică, nu o face într-un mod continuu ci că există un anumit mecanism necunoscut, de origine necunoscută, care face ca energia lui, a atomului sau a electronului, să varieze în pași, în trepte, sau, exprimarea corectă științific, în cuante de energie. Dar el nu atribuia o existență reală a acestor cuante, deci erau pur și simplu un mecanism de variație a energiei, care se făcea în trepte sau în coante, datorită unui mecanism necunoscut. A trebuit ca Einstein să vină cu o idee și mai îndrăsneață decât a lui Planck. Și anume, în lumina propriei ecuații ce stabilește relația masă-energie, vă aduc de că, sau vă aduc aminte, că Einstein, în exact aceeași perioadă Einstein își construia teoria relativității despre care am vorbit, care conține faimoasa energie, ecuație Einstein, E egal cu mc pătrat, ce stabilește o conexiune directă între energie și masă, în particular masa devenind o formă de manifestare în particulară a energiei. Și deci Einstein, uitându-se la ipoteza Planck a implicațiile ei pentru efectul fotoelectric, a realizat că se poate face un pas înainte și anume, dacă există o cuantă de energie, atunci trebuie să-i fie asociată o formă de existență, dacă vreți o masă, ceea ce ar însemna că există un sistem fizic care poartă această cuantă de energie adică o particulă pe care el a numit-o foton. Deci fotonul ar fi o existență reală, această rezistență reală prin care se manifestă cuantele de energie și care poartă, din punct de vedere energetic, acest, acest epsilon, în cară în radiație electromagnetică. Aceasta era un pas înainte în ideea îndrăsneața lui Planck, și con prima consecință este că lumina capătă, pe lângă natura ondulatorie bine stabilită la vremea respectivă, din toate experimentele, experimentele bine uh, studiate și de către noi, de interferență, difracție, polarizare și așa mai departe, toate se explică pe baza naturii ondulatorii a luminii sau a radiației electromagnetice, lumina capătă sau radiația electromagnetică capătă și o natură corpusculară, adică formată din particule. Radiația electromagnetică, dintr-o dată, se manifestă în două feluri complet diferite, ca undă și ca particulă, particula fiind, bineînțeles, fotonul. Aceasta era, aceste idei erau complet noi la vremea respectivă, foarte greu de acceptat, pentru că Contraziceau toată cunoașterea fizicii de până în momentul respectiv, și ele în final au dus la un nou domeniu al fizicii numit fizica cuantică. Haideți să vedem cum. Aceste idei erau atât de îndrăznețe încât ele nu ar fi fost acceptate dacă experimente clar studiate nu ar fi susținut în mod practic aceste idei. Înainte de a Discuta, bineînțeles, despre explicarea efectului fotoelectric pe baza fotonului și a ipotezei, să discutăm despre proprietățile fotonului. Ele rezultă imediat din definiția lui. În primul rând, fiind particula ce formează tipul particular de radiație electromagnetică numită lumină, atunci, în vid, el trebuie să aibă viteza egală precis cu C. Viteza luminii în vid, pentru că fotonul formează lumina. Este particula din care lumina sau radiația electromagnetică este formată. Deci, în vid, viteza fotonului trebuie să fie exact C, iar într-un alt material, oarecare, ar trebui să fie C împărțit la indicele de refracție. De aici rezultă că el trebuie să aibă o masă de repaus exact egală cu 0. Aceasta deoarece după cum știm, masa unei particule din fizica relativistă este egală cu m0 împărțit la radical din 1 minus viteza particulei la pătrat împărțită la c pătrat. Dar dacă particula noastră are exact viteza c, rezultă că acest raport este 1 și deci obținem m0 împărțit la 0. Masa este m0 împărțit la 0. Masa fotonului într-un sistem de referință inerțial oarecare. Bineînțeles că aceasta implică obligatoriu ca masa M0 să fie 0, pentru că numai atunci, numai pentru o masă M0 egală cu 0, nu obținem o masă infinită. Orice valoare diferită de 0 a lui M0 ar implica un foton cu masă de mișcare infinit, ceea ce este inacceptabil din punct de vedere fizic, rezultă obligatoriu M0 trebuie să fie 0 și atunci și masa în orice alt sistem de referință va fi 0 împărțit la 0, care este 0. Energia fotonului trebuie să respecte atât ecuația Einstein, E egal cu mc pătrat, din teoria relativității restrânse, cât și ecuația Planck, pentru că ecuația Planck spune că energia unei cuante de energie este h nu, dar cuanta de energie pentru radiația electromagnetică este fotonul, deci energia fotonului trebuie să fie egală cu H. Nu. Deci, pentru energie trebuie, energia fotonului trebuie să respectăm simultan ambele ecuații. De aici rezultă masa de mișcare, bineînțeles, aceasta este masa de mișcare, nu de repaus, a fotonului, care trebuie să fie egal cu H nu împărțit la C pătrat sau în funcție de lungimea de undă H împărțit la C lambda deoarece nu este egal cu C pe lambda. De aici rezultă, iarăși imediat, impulsul. Impulsul unui foton, care prin definiție este egal cu MC, impulsul în general, prin definiție, este MV. Dar deoarece fotonul în vid are viteza C, impulsul lui va fi MC. Din nou, într-un material oarecare omogen, va fi MC împărțit la indicele de refracție. Sau, el va fi egal cu h pe lambda, înlocuind uh, valoarea masei de mișcare din acea, de această ecuație. În fine, deoarece radiațiile electromagnetice nu interacționează între ele, două raze de lumină care se intersectează nu interacționează, nu, vedem, nu le vedem, uh, spre exemplu, îndoindu-se sau uh, trecând prin orice fel de perturbație, datorită faptului că ele s-au întâlnit. Asta înseamnă că nu interacționează. Aceasta înseamnă că fotonul care formează acele raze de lumină trebuie să aibă sarcină 0, sarcină electrică 0, pentru că altfel ele ar interacționa prin forță de tip Coulomb. Acestea sunt proprietățile fotonului, care rez imediat, direct, din definiția lui. Acum să vedem cum anume explică această ipoteza cuantelor de energie sub formă de fotoni, efectul fotoelectric. Când un foton ce face parte din radiația monocromatică ultravioletă despre care am discutat în lecția trecută, ciocnește un electron de pe suprafața unui metal, îi transferă energia lui, adică această energie. Dacă această energie este mai mare decât lucru mecanic de extracție, atunci electronul este eliberat. Lucru mecanic de extracție este lucrul mecanic necesar pentru a rupe acest electron din structura materialului, din structura metalului. El este acolo sub acțiunea sau se află sub acțiunea unor forțe de interacție de tip electromagnetic. Și în concluzie avem nevoie să efectuăm un lucru mecanic pentru a-l desprinde din acțiunea acestor forțe și a le libera. Deci dacă L este lucru mecanic de extracție, atunci putem scrie imediat această ecuație. Energia inițială a fotonului care este transferată electronului se va consuma în două feluri. În primul rând se va consuma în lucru mecanic de extracție, în lucru mecanic de extracție al electronului L, și în cazul în care electronul, după ce părăsește metalul, are o viteză, deci se mișcă cu o viteză nenulă, el se află în mișcare, atunci trebuie, această energie cinetică de mișcare trebuie să vină tot din um, energia inițială a fotonului. Această formulă simplă este formula Einstein pentru efectul fotoelectric. Pentru că, după cum vă vedea imediat, ea explică foarte simplu și elegant toate cele patru legi ale efectului fotoelectric. În, tabel, în acest tabel eu prezint pentru patru metale, Wolfram, beriliu, zinc și cesiu, valorile determinate experimental ale acestui lucru mecanic de extracție a unui electron. În electron vorți. După cum am spus, haideți să vedem cum anume ipoteza Planck și ecuația sau formula Einstein pentru efectul fotoelectric explică legile experimentale ale efectului fotoelectric. Prima lege a efectului fotoelectric spune că intensitatea fotocurentului de saturație este proporțională cu fluxul radiației electromagnetice când frecvența ei este constantă. Aceasta este formularea legii. Conform ipotezei Einstein, o radiație electromagnetică este formată este un ansamblu de fotoni. Ceea ce înseamnă pur și simplu modul cel mai direct că fluxul unei radiații electromagnetice este dat de numărul de fotoni. Din interiorul radiației. Asta înseamnă că atunci când creștem fluxul radiației, prin această săgeată în sus, semnific că parametrul dinainte crește. Deci, când fluxul crește, asta implică, bineînțeles, că numărul de fotoni trebuie să crească. Dacă numărul de fotoni ce cad pe metal crește, atunci numărul de fotoelectroni. emiși prin efect fotoelectric va crește. Iar dacă numărul de fotoelectroni crește, atunci, bineînțeles, curentul, fotocurentul, va crește în general și în particular fotocurentul de saturație va crește. Deci vedem cum această asociere simplă, radiație electromagnetică egal ansamblu de fotoni, implică că Fotocurentul de saturație trebuie să crească cu fluxul radiației. Legea a doua stipulează că energia cinetică maximă a fotoelectronilor depinde de frecvență și nu depinde de flux. Aceasta este cea de-a doua lege pe care am prezentat-o lecția trecută. Iarăși, foarte simplu, cea de-a doua, formula Einstein, Scuzați, formula Einstein stipulează că energia cinetică maximă, acel mv pătrat pe 2, este egal cu h nu minus l. În concluzie, energia cinetică maximă depinde de frecvență și nu depinde de flux, nu depinde de numărul de fotoni, ci de energia sau frecvența lor. Iarăși foarte, o explicație foarte simplă și directă. Cea de-a treia lege, spune că efectul fotoelectric are loc atunci când frecvența radiației depășește un prag, o frecvență de prag nu zero, care frecvență este caracteristică metalului. Din această ecuație vedem că efectul fotoelectric are loc atunci când EC max este mai mare sau egal cu zero. Adică are loc atunci când electronii pot fi miși, având o energie cinetică cel puțin zero. În concluzie, obținem că efectul fotoelectric are loc atunci când H nu este mai mare sau egal decât L. Deci, efectul fotoelectric are loc când nu este mai mare sau egal decât un anume nu 0 care devine egal cu L împărțit la H. Deci, Obținem amândouă proprietățile: că există o frecvență de prag peste care are loc efectul fotoelectric și că această frecvență de prag este raportul dintre lucrul mecanic de extracție și constanta universală Planck. În concluzie, va fi această frecvență de prag o constantă de material. Va avea o anumită valoare pentru un anumit metal. După cum am văzut în minutele precedente. Fiecare metal are o anumită valoare fixă a acestui r. Și, în fine, ultima lege stipula că timpul de emisie este de ordinul nanosecundelor, adică foarte mic. Iarăși, putem explica foarte simplu, deoarece interacțiunea foton-electron e aproape instantanee. Are timp de, Timpul de interacțiune dintre un foton și electron este, într-adevăr, de acest ordin de magnitudine. Deci, într-adevăr, într-un mod foarte simplu și foarte elegant, toate legile experimentale ale efectului fotoelectric se explică prin ipoteza Einstein. În concluzie, natura corpusculară a radiației electromagnetice se explică, după cum am spus, simplu și elegant. Um, explică simplu și elegant legile efectului fotoelectric și, după cum vom vedea, la fel și ale efectului Compton. Această. Combinație între ipotezele Planck și Einstein și faptul că ele explică două experimente foarte importante, fotoelectric și Compton, au fost punctul de plecare al fizicii cuantice. Fizica cuantică se referă la proprietatea sistemelor fizice microscopice de a avea parametrii fundamentali, energie, impuls și așa mai departe, distribuiți nu continuu, ci în cuante, adică dacă vreți în trepte sau în pași, acesta este termenul din fizică pentru o variație discretă sau în trepte, cuante. Și în fine, există și aplicații practice ale efectului fotoelectric, și anume celulele fotoelectrice, det detectoarele de mișcare, efectiv avem un catod și o, deci avem catodul C, anodul A și avem un câmp și o sursă, o sursă de radi, radiații electromagnetice care produce un curent, un fotocurent. Dacă un anumit obiect în mișcarea lui întrerupe sursa de radiații, atunci acest foto curent se va întrerupe și el și detectorul de mișcare se sizează întreruperea sursei de radiații. Același principiu este folosit în unele detectoare de fum și există și alte aplicări.